Adineori, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție, la arest. Cum ai făcut asta, Ghiță? Ordin verbal la monofărică. Unde e fărică? Ei, nu știu, vreau și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoare. Și ați apucat-o? Nu. Coana Joițică, după cât am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Ghiță, m-ați nenorocit! Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba! Ce o să zică la București? Guvernul, când o să vadă că ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor, când guvernul era asigurat că toate o să se petreacă cu liniște și cu bine. Cum o să mai poate rămână fănică prefetiță? Coana Joițică, am uitat să vă spui. După câte amenințări am făcut lui Cațavencu, mi-a spus că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmilor nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni, dar cu nimeni, decât mai cu dumneavoastră. Bine, du-te, Ghiță, du-te de grabă, dă-i drumul și roagă din partea mea să poftească aici. Îl aștept. Numai dacă conu fănică. Ghiță, dacă ții la tine, dacă ții la familia ta... Cum să nu-ți ucoană, Joițică, 11 suflete? Du-te într-un suflet să nu vii fără Cațavencu. Poartă-te bine cu el. Ia o bijă și vin într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. Foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi, abonant Andreu, salut! Ce mai e de făcut? Trebuie să alegem pe Cațavencu. Nu mai e timp de sta la gând, mai e ca pe vorbă. Mișel ca el când ne ține la mână atât de bine, lupta ar fi o copilărie. O nebunie. Fănică. Fănică trebuie să se învoiască. Trebuie. Și mai la urmă Cațavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. Dar unde e Fănică? Unde o fi Fănică? Unde poate fi Fănică? Nu mă așteptam. Ci Dumnezeu, ești femeie toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici în piesele de teatru. Ei, așa e, bunică. Judecă-mă, judecă-mă, așa e, am fost o copilă. Am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată, bunică. Bunică, dacă mă iubești, dacă ai ținut măcar un moment din viața ta la mine, scapă-mă, te rog. Tu ești bărbat, nu-ți pasă, afișarea intrigii noastre. N-ar fi o nenorocire pentru tine, dar pentru mine, fănică, gândește-te! Ha, tocmai de asta am avut grijă de persoana lui Cațavencu! În zadar, fănică, Cațavencu poate muri azi, mâine, gazeta lui, tot o să publice scrisoarea noastră! Dumnezeu, cum or să smulgă tot gazeta, cum or să mă spușe, cum or să râdă! O săptămână, o lună, un an de zile o să se vorbească despre aventura asta, fănică! În orășelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii
Da ora de petrecere decât bârfirea. Fire chiar și fără motiv. Dar încă având motiv. Și ce motiv, fănică! Ce fuie, ce scandal, ce cronică infernală! Și în timpul ăsta ce să fac? Să mor dacă voi ești pentru că după asta nu mai pot trăi. Atunci, dacă nu e altă scăpare, Zoe! Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Să fugim împreună. Adică tu ești nebun? Dar Zaharia, dar poziția ta, dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu mai rămâne nimic de făcut? Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavencu. Peste putință. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul. Tu te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-a pus mâna din aur, a adus-o la telegraf. Canale, abețivul de el care a pus mâna pe scrisoarea ta. Iată. Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru un nefilis cu Cațavencu pe care vor să-l aleagă în colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu-l vom alege pe mizerabilul. Nu, nu, nu. Spune-mi să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văd, alt mijloc nu este. Atunci lasă-mă nenorocire. Omoară-mă pe mine, care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-ai adus. Iată cât plăteau jurămintele tale. Fănică! M-ai adus la moarte pentru că mă omor înainte de descoperirea ta. Lasă-mă! Fănică! Dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea, atunci lasă-mă. Să mor. Să mor cu siguranța. Când 8 ani de zile tu m-ai amăcit și nu m-ai iubit niciodată. Zoe, să vedem, să ne mai gândim. Dar nu mai e vreme de gândit, fănică! Fiecare minută care trece mă apropie de bine. Trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc. Ai din aur în lipscani, am aflat arestarea lui Cațavencu. Am venit dacă o nebună la redacție. Iată ce voi au spus comitetul lor. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta joacă viața. Nu se joacă pe a lui Fănică, îl joacă pe a mea. Pentru că încă o dată spui, din două una, ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci am luptat cu Cațavencu, e peste putință, trebuie să-mi cedezi. Ori nu, și atunci mor. Și dacă tu mă lasă mor după ce ai murit, poate să se întâmple. Sunt hotărâtă. Da, sunt hotărâtă și nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările. Și cu tine absolut. Da, cu tine. Om ingrat și fără inimă, cu tine trebuie să lupt. Pentru că acum tu ești piedica aia mai grea care mă oprește să-mi capăt iar liniștea. Da, sunt hotărâtă. Și trebuie să biruiesc tot. Și pe tine. Așa de hotărâtă încât adineauri am voruncit lui Ghiță să poftească pe Cațavencu aici, din partea mea. Femeie nebună, ce ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi, ca să mă scapi. Atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu. Cum? Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu, bărbatul meu cu toate voturile lui, trebuie să fie pentru Cațavencu, în sfârșit. Cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Zdrobește. Nu, Zoe. Nu, Fănică. Zoe. Nu, Fănică. Zoe. Fănică.